Omenirea a schimbat complet planeta pe care trăim și a afectat totul, de la microorganisme până la întregi sisteme climatice. Într-o realitate alternativă, viața ar fi putut să se dezvolte în mod diferit pe această planetă. Haideți să vedem împreună cum ar fi arătat lumea dacă nu ar fi existat oameni. Nu există niciun dubiu legat de faptul că oamenii au avut un impact uriaș în modul în care funcționează lumea în care trăim. Facem asta de mii de ani și putem merge înapoi până la ultima eră glaciară și la extințiile din acea perioadă pe care unii le consideră ca fiind cauzate tot de către oameni. Un număr foarte mare de animale a dispărut în acea perioadă, acum aproximativ 10.000 de ani. Tot atunci, oamenii au început să se răspândească pe toată planeta, iar mulți susțin că vânatul excesiv a dus la dispariția multor specii. Dar oamenii existau cu mult înainte de asta, iar strămoșul direct al tuturor ramurilor de familii umane, Homo genus sau Australopithecul, există de acum aproximativ 4 milioane de ani. Oamenii moderni sau Homo sapiens, împreună cu omul de Neandertal, Homo erectus și alte câteva ramuri ale speciei care au dispărut, au evoluat toate din Australopithec. Chiar dacă toate aceste specii au influențat lumea și au schimbat cursul istoriei, oamenii moderni sunt cei care au schimbat radical lumea într-o perioadă destul de scurtă. De la structurile pe care le-am construit până la modurile indirecte în care am influențat alte specii. În multe feluri se poate spune că lumea este așa cum am făcut-o noi. Efectul pe care omul îl are asupra schimbărilor climatice rămâne o problemă gravă și foarte dezbătută. Fie că vorbim despre încălzirea globală, poluarea oceanelor, despădurire sau alte probleme legate de mediu, este ușor de observat influența umană în toate aceste schimbări. O mulțime de studii științifice arată că oamenii sunt responsabili pentru o creștere rapidă a temperaturii globale în ultimele câteva secole. Mai ales de la Revoluția Industrială încoace, atmosfera a fost încărcată de dioxid de carbon și alte gaze cu efect de seră, până în punctul în care ghețarii au început să se topească din cauza comportamentului nostru, ceea ce face și ca nivelul mării să crească. Bineînțeles că există și alte motive naturale care duc la încălzirea globală, dar majoritatea oamenilor de știință susțin că nu acestea sunt cauza a ceea ce se întâmplă acum. Dacă luăm în considerare și faptul că oamenii au creat și materiale artificiale, cum ar fi plasticul, care nu este biodegradabil și care rămâne în diferite ecosisteme pentru mulți ani, deja ne putem face o idee despre impactul pe care o singură specie îl poate avea. Bineînțeles că nu doar planeta este afectată de aceste schimbări, ci și celelalte specii care împart lumea cu noi. Un adăpost sigur este una dintre nevoile primordiale ale oamenilor, iar din această cauză, întregi peisaje au fost schimbate de apariția satelor, orașelor și metropolelor care se tot extind de secole. Pare că uităm că această nevoie primordială pentru adăpost există și în rândul celorlalte specii, iar ridicarea așezărilor umane de cele mai multe ori se face prin despădurire și urbanizare totală. În zilele noastre, pierderea biodiversității în multe părți ale lumii este una dintre cele mai mari probleme ecologice. Este o problemă atât de mare încât mulți oameni de știință și ecologiști susțin deja că suntem în mijlocul unei noi extinții în masă. Nimeni nu este sigur câte specii vor dispărea în timpul ei, dar se pare că va cauza o rată a extinției de 100 până la 1000 de ori mai mare decât ar fi normal. Dar sunt și unele părți bune. Chiar dacă au dispărut multe specii, oamenii au creat unele specii noi, prin cultivare și domesticire de la porumb până la câini. Sunt destule specii care au fost crescute și împerecheate selectiv de către oameni. Deci, dacă nu ar fi existat oamenii, multe plante și animale ar fi evoluat probabil în mod diferit. Să luăm ca exemplu dezvoltarea produselor agricole, cum ar fi merele sau morcovii. Apariția unor noi tipuri ale acestor plante în mod natural poate dura zeci sau chiar sute de ani, dar oamenii au grăbit procesul prin organisme modificate genetic, o metodă de a crește plante considerată eficientă, dar și foarte controversată. Oamenii sunt în mare parte responsabili și de zonele în care trăiesc acum diverse specii de plante și animale. Coloniștii fiind cei care au introdus aceste specii noi în diverse habitate de pe întreaga planetă, lucru pe care l-au făcut uneori voit, alteori accidental. Este un alt mod prin care oamenii au schimbat mediul înconjurător, mai ales atunci când aceste specii invazive nu au prădători sau alți limitatori în zonele unde au fost mutate. Așa s-a întâmplat cu broasca de trestie în Australia și cu o specie de plantă similară cu iedera în partea de sud a Americii.
Din când în când, oamenii au introdus specii noi în diferite regiuni, iar acestea au ajuns să prospere și să crească necontrolat, ducând în unele cazuri la dispariția altor specii de acolo. Conform unui studiu făcut în 2015 la Universitatea Aarhus din Danemarca, nu ceea ce oamenii aduc cu ei schimbă mediul înconjurător. Oamenii înșiși sunt cei care fac asta, încercând să găsească explicații pentru faptul că în diverse regiuni geografice, cum ar fi Serengeti, există un număr de mamifere mari mult mai mare decât oriunde în lume. Studiul arată că în astfel de locuri oamenii nu au eradicat încă speciile endemice. Astfel de locuri rare au rămas neschimbate aproape de-a lungul istoriei în comparație cu majoritatea zonelor din Europa, de exemplu. Iar dacă noi credem că aceste animale au evoluat pentru a trăi în savana africană sau în orice alte zone greu accesibile, studiul acestei universități susține că unul dintre principalele motive pentru care urșii trăiesc în munți, de exemplu, este dat de faptul că acolo au trebuit să meargă pentru a evita așezările umane. Fie că riscul este să fie vânate sau să le fie distrus habitatul, multe animale știu că trebuie să stea departe de oameni. Dacă oamenii nu ar fi existat, se crede că animale mari, cum ar fi leii sau elefanții, ar exista acum peste tot în lume, nu doar în anumite regiuni. Bineînțeles că ar exista și mult mai multe păduri. Se estimează că din cele peste 15 milioane de kilometri pătrați de pădure tropicală care existau odată, au mai rămas mai puțin de 40%, despăduririle fiind principala cauză a pierderii. Chiar dacă acum încercăm să restabilim echilibrul prin diverse programe de reîmpădurire care există peste tot în lume, miile de ani în care am tăiat copaci pentru diverse nevoi au schimbat radical planeta. Cu toate astea, oamenii au totuși și un impact pozitiv asupra planetei. Când vorbim despre dispariția unor specii, oamenii au dezvoltat acum tehnologii menite să prevadă astfel de evenimente și în unele cazuri chiar să le prevină. Unele catastrofe care au avut loc în trecut acum ar putea fi evitate sau măcar efectele acestora ar fi mult diminuate. Omenirea are deja tehnologii prin care să lupte împotriva inundațiilor, incendiilor forestiere și cu care să prevadă un tsunami cauzat de un cutremur. Se fac eforturi mari pentru a dezvolta și alte tehnologii menite să prevină evenimente catastrofale, cum ar fi un asteroid care ar putea lovi Pământul. Deci, dacă nu ar exista oamenii, planeta nu ar avea posibilitatea să detecteze sau chiar să prevină astfel de amenințări. Comparativ cu celelalte specii, oamenii au capacitatea de a înțelege cum funcționează planeta și, prin urmare, să se asigure că aceasta continuă să funcționeze. Sunt multe moduri prin care oamenii pregătesc planeta pentru un posibil eveniment catastrofal. De fapt, chiar datorită oamenilor, un procent mult mai mare de vietăți ar putea supraviețui dacă Pământul ar trece din nou printr-un eveniment similar cu cel care a dus la dispariția dinozaurilor. Avem o rezervă globală de semințe localizate pe o insulă din Norvegia și menită să păstreze cât mai multe semințe ale unor specii de plante pentru a preveni dispariția lor în eventualitatea unei apocalipse. Avem și multe laboratoare de depozitare în care este păstrat materialul genetic al multor animale. Mai sunt și monumentele pe care oamenii le-au construit. Fie că acestea au afectat sau nu mediul înconjurător, ele ar rămâne ca niște mărturii a ceea ce a fost odată omenirea. De la marile piramide până la micile case, de la marile metropole până la micile sate, de la cea mai mică roată până la probele trimise în spațiu, toate sunt dovezi ale civilizației umane fără de care aceste lucruri nu ar fi existat. În mod clar, oamenii au o influență aparte asupra mediului înconjurător. Cu bună știință sau nu, suntem unul dintre cele mai mari motive pentru care Pământul arată așa cum arată astăzi. Fără oameni, această planetă ar fi arătat complet diferit. Dar dacă oamenii au avut până acum un impact nespus de mare asupra planetei, ei au și de acum încolo șansa să influențeze viitorul. Rămâne de văzut dacă această influență va fi una benefică sau nu. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!